Bismillah, Allah'ın adıyla. Acest cuvânt se numește Hadithul pentru țărani. Ca fundație, ca prim cuvânt care vreau să vă spun, e că nimeni nu vrea să vă cântească nici cu un fir de păr credința în Iisus Hristos, care este foarte bine folos și care este adevărat. Dar asta este de-a fi înțeles, nu intrăm în asta, acum să nu mai termin. Eu vreau să vă spun ce am învățat din înțelepciunea islamică. Hadithuri sunt tradiții, cum avem noi tradiția creștină sau noi tradiția evreiască, așa avem tradiția islamică, este islamul cel mai blând. Tradiții cu profet, lucruri din acestea. Pentru a vă sparge puțin din prejudecăți cei care le aveți, vă spune să citiți Geneza 16 și Geneza începare 21 cu Agar. Și cât a fost de binecuvântat de Ismael de către Dumnezeu de către îngeri. Acum, cu acestea astăzi, să încep. Pot să vă dau link-ul la mai de mult viam pe un sufi care vorbea despre esența iubirii, what is real, asta, cam așa ceva, în trei părți, în sufi mai bătrân. Și după aceea, după ce am murit mama, am început să privesc pe Imam Said Raja. Puteți foarte să vă uitați pe predicile lui. Nu m-am uitat la toate, dar eu predic pe așa acum. Vreau să vă spun că cred că e foarte de folos ce am învățat eu și ce mi se pare mai important pe celelalte. Să spun în românește. Eu să spun apoftegme, aia se numim apoftegme hadith. Nu sunt numai hadith. Sunt și lucruri practice și care părerea le lui. Nu le luăm foarte în seară, chiar le este din Somalia. Se numește Somalia. Și stă în Occident. Dar predicile sunt ținute în Somalia. Care l-am văzut. E bine. Hadithul numărul 1, apostema numărul 1, cel mai important pentru țară. Era un, deci era ucenicii de Muhammad. Era dimineața de vreme și-a văzut pe un țăran. Și spune-n țărân, un om foarte mare, foarte puternic, ca un țărân, că se trezește dimineața de vreme și meargă la afacerea lui. El avea un măgar sau ceva de genul ăsta și punea călcătură pe masă și se ducea la un alt localitate și facă comerț. Probabil că era chiar și țăran, probabil că familia lui cultiva ceva și el ducea la piață. Și ucenicii, ca și ucenicii de Iisus, dacă vin în Noul Testament, vedea că de multe ori au greșit. Pe când Iisus nu a găsit și o corectat. Dar ucenicii lui Muhammad sunt, vai de acel om,
Aici vreau să fac o paranteză. Noi, în poporul român, suntem foarte buni agricultori de orice nație am fi. Asta ne unește. De la românul cel mai jet-beget până la turc. Fiecare înțelege în oraia cum E bine, Ustin ce a zis, vai de celor. Dacă și-ar folosi puterea pentru Dumnezeu, pentru Allah, pentru Elohim, El nu există. Sunt Hristos. Dacă s-ar folosi puterea. Dacă ei atunci duceau războiul sfânt, nu cum îl duce Domnul Arafat cu mordul, cu elicopterul, cu curtea elicopterului sau cu bisturiu, prima de operații, duceau cu atacare, erau vremuri barbare. Dar asta nu se va schimba. Binecuvântarea din Geneza 16, că mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, împotriva Israelului, nu se va schimba niciodată. Dar contează cum va fi. Adică înainte erau războaie pe care le făceau și ceilalți. Acum, așa este războaie sfinte, dar acum există un război, se poate duce și printr-o injecție sau prin medicină. Deci nu e atagan, ci bisturiu. Altfel. La mâna chirurgului. Ce vreau să vă spun? Dacă omul acela, ca să zicem în limbajul de azi, numai, dacă omul ăla s-a fi făcut chirurg, pentru ala, să lupte bătălia, să atragă sufletele către Dumnezeu, să lumineze mintea lumii. Vai de ce nu. Și atunci, profetul, mesagerul lui Dumnezeu, însemnit, nu, 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 nu vorbiți așa. De ce vorbiți așa? Nu aveți voie să vorbiți. Nu presupune. Fără să știți lucrurile în cauză. 1. Omul acela, țăran, care se trezește dimineața, se pune pe tractor sau dă la coasă, încă dă la coasă sau spate de piatra în două să-și facă un car. Nu. Omul ăla, este, dacă este independent, dacă face lucrul ăsta ca să fie independent, nu depinde de părinții lui, nu stă cu părinții lui care sunt bătrâni și trăiesc din pensie și el stă și joacă jocul video și spune că Islamul, care este o ramură a monoteismului dintre creștini și evrei, nu ar aprova niciodată ca tu să nu vii la masjid, la jamie, să nu muncești, să nu respecti părinții, să nu-i ajuți, să nu fii responsabil pentru căsătorie, dacă vrei să căsătorești, și să stai cu jocul video și după aia și zice, cine să te angajeze? Nu contează, acum ai 5 ani, peste 20 de ani, o să ai 25 de ani. Să fie cu tot o altă situație, copil. Spun eu, ascultă-mă pe mine că și eu am avut 5 ani. Am avut și mai puțin. Cine să te angajeze? Ce o să-i spui? A, păi știu să mă joc Warcraft, știu să mă joc
GTA. Am văzut meciurile NBA. Am făcut nu știu ce. Am jucat fotbal. Cine să te angajeze? Trebuie să te... sau că să spun eu. Trebuie să ajungi la Barca. Nu, nu o să ajungi la Barca. Poți să-ți duci fotbal tot de asta. Mai bine stai și citești. Sau învață sau muncești. Mai ușor ajuns pictor decât ajuns la Barca. Asta una. E independent și își face negociu, își face meseria. Acum există mai multe feluri de meserii principale de bază, dar în România, eu mai de mult am văzut la concluzia, împreună cu un prieten, că trebuie să avem țărani, comercianți, intelectuali și cum se numesc oamenii ai legii, dar în sens mare, soldați, polițiști, toate lucrurile astea, judecători, avocați, toți băgați la oaltă. Și cei mai mulți trebuie să fie sărani. Și fiecare trebuie să simte chemare. Deci eu vreau să vă spun ceva. Eu m-am dus la școală și am fost iluminat de o poezie englezească de pe anul 1800, poate și înainte, 1798, o baladă, Secerătoarea singuratică, The Solitary Reaper, pe care am auzit-o pe casetă, în atunci, nouă fost profesoara. Și așa am zis, bă, aș vrea să fiu poet, aș vrea să fiu cu serios, să zic. Și era despre o fată care se cera și tăța, adică și cânta, singură. Și poetul, marele poet, Ozot, o asculta cântecul și se gândea despre ce oare cântă. Deci atât de important poate să fie dacă ai chemare. Dacă ai chemare, nu trebuie să fii nu știu ce birou, nu știu ce palat. Poți să fii pe câmp cu vacile și să faci un tablou ca în Milet, dacă ați văzut, ce vă recomand, François Millet, sau ca în Poți să treceți și chiar vă recomand, deci am spus care sunt categoriile, și chiar vă recomand să, dacă aveți posibilitatea, și dacă nu mai ales cu poluarea, dar dacă nu mai aveți bani de benzină, de internet, și dacă aveți putere, și putere va fi, dacă este credință, va fi și putirință, să faceți ca părinții voștri și să arați cu Dumnezeu să-i odihnească animale, să se cerați cu mâna, să pați cu mâna, să nu vă mai preocupați atât de privitul ăsta chimic, pentru că nu e bun, pânza fiatică nu știu cât este de groasă și dacă o otrăvim, după aia murim toți. Apoi, asta este prima situație, în care el este independent. Apoi a doua, dacă el își ajută părinții bătrâni și bolnavi. Este ca un chirurg. În ambele situații, spune Mohamed. Sau în a treia situație, dacă își crește familia. Este la fel. Adică este ca un medic. Ca un asistent mult.
Care duce războiul sfânt. Dimensiune. Și aici imamul a spus că islamul nu ar aproba niciodată că un tânăr să nu aibă slujbă, să nu aibă responsabilități, să stea în garaj, să se joace jocuri de după aceea să se aștepte că să nu meargă la rugăciuni, după aceea să se aștepte că asta e ceea ce cere Allah, Dumnezeu. Știți că nu e mare diferență între teologie și Allah. Sau lua care contează, sau toate vin de la El. Și după aceea să aștepte că asta e ceea ce cere Dumnezeu să facă. Altă istorie care pot să vă spun, dacă vă mai da timp, este una care îmi place mie foarte mult. Despre cum să-ți alegi de partenerul de viață. Eu zic soția sau mireasa sau soții sau mirem. Ei bine, are două, în care una în care este îmbrăcat într-un fel de gri și alta este îmbrăcat în alt. Eu o să vă spun cea din îmbrăcată în gri, ceva, și vă spun ce îmi amintesc pe loc acum. Dar asta este foarte important. Ca să fiu mai scurt, deci, să spune despre alte lucruri, după ce vreau că trebuie să fii responsabil, că trebuie să fii responsabil, dacă vrei să te căsătorești. Să fii responsabil pentru tine, asta vă spune înainte. Dar vă spune la ce mă doare pe mine. Dar trebuie să fii responsabil pentru tine și apoi să te, dacă când ești responsabil pentru tine, poți să iei și responsabilitatea altcuiva. Și imam Said al-Jah este împotriva islamicilor care își iau patru soții. Pentru că îi zic că nu poți să te înțelegi cu una. Cei patru. Spus că se face și un deficit de populație pe acolo, pentru că cei bătrâni și bogați au patru și după aceea cei tineri rămân fără nimic. Națiunea suferă. Din punctul meu de vedere, este și destructiv, știi, să fii tată cu... Nu te bagi în cutumele lor, dar... noi, ca și creștini, știm că trebuie să avem o singură soție. Pe care sunt pătrâni, după cum ți-ai spus. E bine. Deci, am zis... Mă scuzați, sunt autist, am probleme. Nu mai ales tot. Deci, ești responsabil și ție e responsabilitatea asta. La ceea ce mai zic. În fine, când vă aminti, eu vă spun. Dar să vă spun alt lucru. A fost un om, un poet, din perioada celui de primului califat al lui Abu Bakr, a fost primul prieten din Medina, lui Muhammad, un bătrân, și care a fost calif. Unul din cei patru mari califi. Nu știu dacă nu a fost chiar primul. Abu Bakr, un om ca și Cato cel bătrân.
Și el avea un copil pe care îl chema Abdul Rahman, dar mi-e așa de mult în parte de omul ăsta, era poet. Și, pentru că înțelegeți, nu toată lumea ne naștem să avem putere să dăm cu sapa toată ziua, pentru că nu ne ajută creierul. Dacă ești pe lobul stâng, ești pe lobul stâng. Trebuie să găsești ce are făcut. Că este foarte bine dacă poți, dacă lumea rurală care ne interesează până o să ajung la alte lucruri. Dacă părinții te ajută, dacă frații te ajută, bă, e bine să dai cu sapa, e bine să stai pe lângă oi, stai ascultă. Știu că scrii poezii, știu că cânti, știu că nu știu ce, dar ascultă de învățătura părinților. No, și mie îmi place să-i spun Abderrahman. Nu Abdurrahman, ci Abderrahman. Așa am înțeles eu numele prima dată și așa. Ei bine, acest Abderrahman era căsătorit. Avea o soție foarte frumoasă, care el era poet și era poetă. Și ei toată ziua ce făceau? Își scriau unul altuia poeme, pe care le recitau. Cum fac acum tinerii cu internetul, că scrie pe internet și pe aia îi răspunde, ea îi răspunde, el își cam asta. Și atunci când deja Islamul era bine configurat, mai ales în Medina, care a fost primul oraș, orașul care a fost orașul de azil pentru Muharram, de tot ce a fost în locul Mecca. Și aveau deja rugăciune, se numește Salat, Juma, nu este exact. Dar ideea e că te duci acolo și te rogi. Gen. Odată, Abu Bakr îl vede pe Abderrahman că vine la rugăciune târziu. Întârziu. Și zice, Abderrahman, unde ai fost Abderrahman? Și spune, tată, știi, eu am scris o poezie soției mele și ea mi-a răspuns o poezie și am întârziat la Jamin. Atunci Abu Bakr, care era un om așa, ca un cedru, zice, divorțează de el. În Islam se poate divorța, în creștinism nu se poate divorța. Cred eu că. Ei bine, Abu Bakr, Abderrahman, a trebuit să asculte de tatăl lui. Abu Bakr a fost primul prieten pe locuința lui Muhammad. A fost un om de putere psihică extraordinară. Și Abderrahman era un poet mai sensibil, și atunci a trebuit să asculte textul o divorțare socială. Vă dați seama ce mai zic o divorțare socială. Și atunci spune imamul că Abderrahman a devenit ca o persoană care este insane. Divin, deranjată mentală. Mergea pe străzile din Medina, al doilea oraș mai important din Arabia, recitând poemul
poste tale soții, cu lacrimi pe obraj, și Abu Bakr l-a văzut și a văzut rău pentru el. A zis, bine, iau înapoi, dar oricum să nu mai întârzi la nicio rugăciune. Așa că poemele erau între biserici. Când era biserică, nu era niciun poem. Și spune asta a spus Imam Said că pentru băieți, dacă vor să comunice mai bine cu o fată pe care o iubesc, să scrie o poezie care să se exprime sufletul. În fond, asta sunt. Bun, apoi mai departe. Să trecem mai departe, nu știu cum am spus și deja văd că ajung de jumătate de oră și sper până pe la 40 de minute să mai vorbesc și după aceea să mă spus. Dar câte nu mai am minte. Da, mai am două lucruri de spus. Imam Said Raja a spus că el se opune foarte mult ca oamenii să devină doctori. Islam. Negri, arabi, nu contează. Indonezieni. Tot au un mare talent către ea. Și în psihologie, și moarte. Și în medicina brută. Zice, de ce? Pentru că am produs doctori în toată lumea. Dar totuși niciun spital nu există în Somalia. Te duci la spitalul evreiesc, în Israel, și mai bun doctor sunt islamici, musulmani. Te duci la spitalul occidental, să mai spun, cred că te duci la spitalul occidental și cei mai buni doctori sunt islamici. Nu. Spune că au nevoie de negustori, de oameni în educație, oameni în media, de oameni în marketing, adică în piață. Nimic altceva. E bine. Eu vă spun, România are, am spus cele patru stări românești, cele patru capete de bou, primul timpul românești. Noi avem nevoie de țăran. Și țăranul trebuie să aibă o demnitate, trebuie să aibă capacitatea când se duce la oraș, să-și cumpere cârnatul sau micul sau ce-și cumpără și berea aia sau vinul sau ce bea, se poate fi liniștit, că nu îți bate nimeni în vie. Să rămână. E bine. Sfatul pentru țăran. Cu ani în urmă, asta spune experiența transpersonală aici în țara Hapsului. Mergeam cu un prieten la instalații. Și n-am învățat, n-am reușit să învăț, nu m-a dus capul la rost, da? Nici nimic. Dar măcar mâncam și eu pe lângă el. Și am vorbit cu țăran, toată țara Hapsului. Și într-un anumit sat a zis, a, noi nu mai cultivăm pământ, numai puțin pe lângă casă, cât
avem nevoie să punem cartofi sau așa. Dar luăm de la supermarket cu totul numai așa. Aici găsiți. Aveți atâta pământ, că ați putea avea și mai mult pământ. Dacă l-ați primit înapoi, și dacă l-ați lucra, dacă l-ați îngășa cu oi, sau animale, e bine, acel, dar mai ales cu oi, acel pământ va produce roadă, cum scrie în Evanghelie, și va ar fi aici Cuzina Maicii Domnului. Trebuie să vă spun ce ajută Maica Domnului în Dara Vita. Vreau să vă spun asta. Ce-am zis acum? E bine. Ce vreau să vă spun? Nu mai susțineți supermarketul, corporațiile străine, care aduc roșii de nu știu unde, măsline de nu știu unde, îți aduc tot felul de chestii scumpe și după aia rămâi fără un ban. Ba, au și bere acolo ca să te ispitească, tu fiind, poate cu, ești om muncit. O, să știți, nu mai judecați oamenii care bea, pentru că omul care bea, muncește. Ideea e să fie limită. Chiar și Iisus Hristos a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi toți. Și Timotei i-a spus Pavel, să nu vei numai apă, ci să iei și puțin vin, pentru constituția ta sau după cum a zis, de să tale îmbolnăvă. Dar este, trebuie să fie o măsură. E bine, mă scuzați, eu acum stați balena cu cocoașă, știți, sau mică apă. Spune că da, asta este ideea. Dacă mergi la cumpărături și ești țăran, pentru că jumătate, de fapt 80% din populația României e țăran, chiar și eu țăran, cioban de la Livadia, am fost sute și mii de ani toate, și unde ai fi venit, și am fost și de acolo. Vreau să vă spun, el spune, toată lumea se ajută pe el însuși, noi să ne ajutăm pe noi. Adică dacă cumpli ceva și ai posibilitatea, acum bine, dacă îți cumpli pe el, adică asta e, nu se cumpli de la China. Dar dacă îți cumperi mâncare, du-te și cumpără de la piață, nu de la supermarket. Este piață în fiecare oraș, foarte bună și cu mâncare mult mai hrănitoare. Dumnezeu însuși spune în Vechiul Testament, de ce plătiți bani pentru ceva ce nu hrănește și argint sau aur pentru ceva ce nu este niciun lucru bizar. Ascultați-mă și veți mânca cele mai bune roade ale țării. Și Solomon spune, am văzut că mare bine este un împărat care se ocupă de câmp. Pentru țară este un împărat care se ocupă de câmp. Spune în Proverb. E bine. Vreau să vă dau și o paranteză. Una este acum să înceapă un război pentru pâine, pentru că Rusia moare de foame și o grămadă de țări mor de foame, alții mor de foame de bani și noi suntem la mijloc. Trebuie să fim luați la oaste să murim pe fronturi. Sau, mai bine stai frumos, în Moldova aici răzești
Transilvania Est, Libert, în Muntenia Izmornean, îți cultivi pământul, mergi cu oile, mergi cu vacile, mergi cu biboacele, mergi cu ce vrei, dar produci, brânză, produci ce roada câmpului și o vinzi și îmbogățești țara, salți comerțul, de dai, era grânarul Europei. Putem să le dăm, știi cum e? Facem pușca care se tragă cu cartofi. Vine comisarul rus la noi să ne împuște cu glon, noi le împuștem cu cartofi, să vezi cine câștigă. Trimitem trenul de cartofi în Rusia. Trebuie schimba doar recartamentul după Odessa, dar după aia nu mai contează. Și ei ne pot trimite pești. Dar asta am spus doar cu o paranteză, să vă gândiți la voi. Ideea mea de bază e pentru voi. Cumpărați de la piață. Târguiți-vă. Faceți ce vreți, dar cumpărați de la piață. Și când vă târguiți, eu zic să vă și înțelegeți. Dacă vezi acolo o bătrână care atât are, doamne, dacă ai posibilitate, dacă e sărac, îmi spui, doamne, nu, n-am ce îți da decât inima mea, dar dacă nu, dă-i și mai mult. Și vei fi binecuvântat. Dacă vezi o bătrânică care vinde niște pătunjoli, niște flori, niște zic, dă-i și mai mult. Decât poți, decât poți. Bun. Alt lucru care vreau să vă spun este un exemplu. Care este un exemplu de două persoane. Imam era americanul, era în statul Maryland, eu am spus trei lucruri și închid. Unul de la mine. Toată, am mers în Connecticut și acolo am mers la moschee și am văzut pe un cetățean, un om simplu, care avea o tarabă cu care erau casete și știți că casetele le înregistrez cât vrei și te țin. Dacă casetofonul nu distruge bani, doar te ține o casetă foarte mult. Și le pot înregistra. Piratate era. Și e așa tot. Casete audio cu pericile. Și se vede, nu știu dacă s-o, eu pot și poza, s-o, sau dacă nu pot, dar vede că omul ăla e bine de casetele lui. Zice, îl știu pe omul ăsta, păi sigur că îl știi și ei. Zice, și îi dă $200. Zice, ce-i cu asta? Păi, astea-s banii trimitare. Cum? Am făcut 200, am vândut $200? De $200? Cum? Între rugăciunea de, să zicem, rugăciunea de prânz și rugăciunea de seară, cred că se roagă de 5 ori. Nu, nu știu. Am făcut 4, asta e jumătatea ta, am făcut 400 de dolari, tiri. Sunt 3 cetare, am notat 90 de dolari. S-a făcut tiri. Și, știi că zici la îndurirea, adică s-a vise de rândul, ruga banii în bătrâna, să zici domnul ăsta, nu s-o chinuiți să zicească o slujbă, nu s-o chinuiți nu știu ce, nu s-o chinuiți că trebuie să depună un CV, nu s-o chinuiți că trebuie să nu știu ce. Și a zis, pot să fac bani din orice, așa înțeleg negustoria. Și am văzut lucrul ăsta la spital. Dar ideea mea este, că bineînțeles,
că țăranii nu se limitau la a fi numai țărani. Erau și sumânari, ca tata lui Ion Creangă sau ca Nichifor Lipan. Ideea e că dacă feudalizezi casa, dacă înțelegi că lână este valoroasă, poți nici să nu o țești, poți să nu-i faci nimic. O pui pe un transport, pe un camion, acum ai în cazare de Scandinavia și le trimiți în Norvegia. Norvegia nu o să ți-o cumpere. Că îți dă 5 lei pe ea, dar 5 lei dați, nu 5 lei luat. Și nu o să-ți dea 5 lei, îți dea poate mai mult. Da? Și ce vreau să vă spun. Nu trebuie să te chinui ca și dacă ești la sat. Bă, n-am oportunități, ce să fac școală? De ce să fac școală? A să mă duc și să mă drogheze colegii? Să mă pună, hai să fumez o țigară, hai să bei niște bere, hai să bei niște vodcă, hai să-ți băgăm niște vodcă în bere, hai să nu știu ce. De asta să mă duc la școală. Nu. La mine stau lângă părinții mei, văd de treaba mea, fac 7 clase, îi de ajuns, eu vă spun, bunica mea a avut 7 clase, și eu văd cea mai înțeleaptă din familie. Mama lui tata. Pentru că și ea a făcut 7 clase pentru că avea negustorie la ce nu, și trebuia să preia afacerea familiei. Ei bine. Asta vreau să vă spun. Apoi, alt lucru. A fost un om care a acceptat credința. În cazul nostru de față este un fel de monoteist creștin al țăranilor. Acum va fi ca un fel de parabolă, pentru că sunt obosit. Și fiecare să înțeleagă ce vrea. Deci a fost un om care s-a reconvertit la islam, s-a redevenit pios. Și avea un restaurant și spune, cât de frumos îi seama în restaurant și cât câștigi cu un restaurant. S-a convertit și imediat ce s-a convertit, s-a reconvertit, cred că era un om din umă, în islam. El avea la restaurant 200 de oameni. Se suna pe toți cu telefonul mobil. Uite ce poți să faci cu telefonul mobil. Nu mai ai slujbă dacă nu vii și te rogi la geamie. Imagine. Asta le spun. Pentru că și erau toți islamici. Nu le-a spus un alt creștin. Eu dacă ar fost un loc om ăluia, dacă nu te duci, dacă nu te rogi în biserica ta creștină. Sau sinagogă. Bă, cu asta am încheiat. Vreau să mai spun un lucru. Voi care sunteți soferi și care încă mai aveți iconițe puse deasupra acolo, la puse deasupra voastră, să vă protejeți. Conștientizați-vă ce înseamnă să ai o icoană a Mariei. Tot timpul cu tine în mașină. Nu mă refer la viața ta, la lucruri omenești, la lucruri umane. Nu. Mă refer la icoana. Conștientizez cât e de sfântă. Dumnezeu însu. Maria este Dumnezeu însu. Nu vreau să vă servesc teorii. Teoria mea este că
Maria este Duhul Sfânt în Dupat. În Tatăl Sfânt după aceea este. Din Duhul Sfânt și din Duhul Sfânt. Din Duhul Sfânt din Cer, din Duhul Sfânt în Dupat. De asta zic că trebuie mult mai multă, dacă nu grijă, trebuie și grijă, dar trebuie și evlavă. No. Și ultimul lucru care l-am mai spus, care l-a spus acest imam, care e dragea, pentru tine, în predica în care l-am bărat în albă, pe căsătorie. Și spus așa. Cum ar fi, în esență, să fii tu tânăr, să zicem că ai 16, 17, 18 ani, 20, tatăl tău a fost șofer de taxi, sau săran, sau mai știu ce, să-i spui profesor, să-i spui tata, ai muncit 40 de ani pentru noi. Se poate și asta. Acum, relaxează. Păi ce vrei să faci? Acum vreau să spun că vreau să te ajut. Vreau să fiu primul tău născut de care vei fi. Tu vrei să fii vei vrea sau vei fi sau mândru dacă este bine. Mândru nu este asta. Relaxează-te. Și spune Said Raja, fac ei asta? Nu. Și să vă las cu învățătură. Care i-am spus să mă bătăm. Și situația e grea, nu are să spun tot. Dar învățătura este următoarea. Să nu crezi că dacă tu te duci unde vrei să te duci, și pe lună să te duci, și pe Jupiter, să faci transportul cu nava spațială, și îți lași părinții bătrâni acasă, văduve, și le trimiți acolo ciocolată Mersi, pe ce le trimiți. Să nu crezi că ți-ai împlinit datoria de fiu. Și să-ți mai spun ceva. Că nu o să mai fie bătâna aia din satul, nu știu ce sat, în țara asta. Și tu o să fii Londra sau Paris, în avion privat. Când nu o să mai fie bătâna aia, o să vezi cât de deșartă e viața ta. Când nu o să mai ai pe tatăl ăla tău care te-o, să zicem, te-o brutalizat o viață. După viața în care a fost el brutalizat de un sistem. Acum toți zic de sistem corp, nu, de un sistem inuman. Nu. Trebuie să-ți înțelegi părinții ce este porunca dată de Dumnezeu, Iahve, pe muntele Sinai, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să lungească zilele în țara pe care Domnul Dumnezeu tot o dă. Acum voi încheia. Nu tot unde dacă n-am uitat ceva. Ce vom uita?
Așa vă vede pe iubire. Pentru că noi creștinii suntem cu iubire. Noi nu tăiem capete de prințese pentru iubire. Dar poate că suntem în extrema cealaltă. Și vă spune ca și islam, dar vă spune un creștin. Nu poți să fii creștin și să-ți dai copilul la casa de copii numai pentru că i-au pis și pe noi, ai ce să crezi. Sau pentru că crezi că nu poți să crezi. Pentru că crezi că ești. Dacă ești alcoolic, lasă-te de alcool și apoi ia-ți copilul acasă. Dar nu poți să fii creștin, să vrei să adopți un copil, să te duci la casa de copii și să le iei pe cel mai frumos sau pe cel mai inteligent sau pe cel mai nu știu cum, când sunt atâtea copii aici vis-a-vis de mine, care sunt la fel de copii. Pot fi adoptat. Am cardul la tot, dau cardul la tot. Mamă, ai vrut să fii mamă. Nu vreau să vă dau. Dar ăsta, dar astea, duhovnicesc. Dacă se dea, dacă vi, cum zice Sabina Rumân, dacă ați vibra o coază, da, pe universul autist, care este un univers atât de frumos, la linie. Și al treilea lucru, nu poți să fii creștin, nu poți să fii mire, nu poți să fii mireasă dacă tu îți cauți pe cel mai tare, pe cel mai dur, pe cel mai nu știu cum, pe cel mai tare, pe cel mai frumoasă, pe cel mai dur. Nu, niciodată. Asta nu e creștin. Îți spun eu care este adevărata căsătorie. Este adevărata căsătorie, și mă fugați că vă spun de asta, este între in și yang. Între partea slabă și partea tare. Și până la urmă nu știi care e partea slabă și partea tare. Pentru că inul e mai puternic decât yang. Deci eu nu am crezut o viață, dar am experimentat. Inul, dacă crede în Biblie, e mai puternic decât yang. Și Iangul acum mă refer nu la un om oarecare sau la oameni oarecare, ci mă refer la un întreg sistem. Al barosului și al tăsor. No, Dumnezeu să vă binecuvinteze. 5-2 de minute, cred că nu e puțin de bătătură. Vă închid acum. Și care cunoștință pentru înțelepciunea islamică, vă spune Alhamdulillah, Rahman, Amin.